Deși nu am ajuns încă la jumătatea mandatului actualului legislativ județean, de la o ședință la alta aflăm că din Consiliul Județean a mai plecat cineva evident prin demisie. Așa s-a întâmplat și în ședința ordinară din 30 martie, când ce-au dat demisia încă doi consilieri județeni, Andrei Alexandrescu Todorițe de la PMP și Vasile Murariu de la PSD. Așa încât pe ordinea de zi extrem de încărcată cu 42 de proiecte de hotărâre, dintre care 6 suplimentate înainte de ședință, s-au aflat cele de încetare a mandatului consilierilor amintiți și de înlocuirea lor cu doi supleanți, evident, din Târgu Neamț. La punctul 1 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind completarea comisiei de validare. La acest proiect este necesară desemnarea unui consilier ca membru al comisiei de validare în locul doamnei Andreea Coman Alexandrescu, al cărei mandat a încetat. În conformitate cu prevederile articolului 31 al alineatul 2, coroborate cu cele ale articolului 90 de legea 205/2001, Administrației Publice Locale Republicate, cu modificările și completările ulterioare, pentru validarea mandatelor, membrii Comisiei de Validare se desemnează prin vot deschis. Vă invit să faceți propuneri din partea coaliției majoritare, domnul Iulian Luca. Nu aveți. Supun la vot propunerea făcută. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținerea nu sunt. Cu 30 de voturi pentru hotărârea adoptată. La punctul 2 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului unui consilier județean, respectiv Andreea Coman Alexandrescu, prin demisie. Președintele Consiliului Județean Neamț Ionel Arsene și al PSD Neamț a anunțat și încetarea mandatului colegului său de partid Vasile Muraru tot prin demisie, fără a preciza însă care au fost motivele pentru care alesul județean care a îndeplinit această funcție timp de 5 cicluri electorale a părăsit legislativul județean. În stilul său rece și distant, președintele Ionel Arsene i-a mulțumit colegului de partid pentru activitatea depusă, fără alte explicații referitoare la motivele plecării acestuia din Consiliul Județean. La punctul 3 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului unui consilier județean. Este vorba despre domnul Vasile Murariu, care a demisionat de asemenea. Înainte să rog comisia juridică, o să vă cer după avizul comisiei juridice, o să vă cer permisiunea să spun câteva cuvinte despre domnul Murariu, a fost nostru consilier de la PSD, a avut, cred că, 4 sau 5 mandate de consilier județean. 4, vreau să-i mulțumesc în numele Consiliului Județean Neamț și în numele consiliilor mei și a dumneavoastră pentru toată activitatea pe care a avut-o în Consiliul Județean Neamț și să-i urăm multă sănătate și sper să-l vedem sănători din nou alături de noi aici. La punctul 4 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Cristian Ungurian. Invit membrii Comisiei de Validare să procedeze la verificarea legalității alegerii de persoane a cărei mandat urmează să fie validat. Luăm o pauză de 5 minute. Cei doi consilieri care au trecut de verificările Comisiei de Validare, ce a constatat că nu există incompatibilități, au depus jurământul de credință în fața plenului Consiliului Județean. Senatorul Cristian Ungureanu, consilier în cadrul Consiliului Județean Neamț, în conformitate cu prevederile articolului 90, coroborate cu cele ale articolului 32 și 34 din legea numărul 215/2001, Administrației Publice Locale Republicate, modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac bună credință tot ceea ce stă în puterile și perceperea mea pentru binele locuitorilor județului Neamț, așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Mihai Aflari, consilier în cadrul Consiliului Județean Neamț, în conformitate cu prevederile articolului 90 coroborate cu cererea articolului 32 și 34, pe legea numărul 215/2001, Administrației Publice Locale Republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință,
tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Neamț. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Se pare însă că PSD-ul va trebui să se oprească aici cu înlocuirile de consilieri județeni, întrucât lista sa de supleanți se cam apropie de final. Pe de altă parte, plecarea unui consilier județean presupune tot felul de modificări în comisiile de specialitate ale legislativului, care se fac tot prin hotărâri de Consiliu Județean.